Bună seara, bine ne-am regăsit. Dilemele zilei. Se apropie sfârșitul anului de grație 2015 și a fost un an bogat în evenimente acesta. Ei bine, o să încercăm să analizăm ce s-a întâmplat pe scena politică, pe scena economică și socială în județul Gorj, dar și la nivel național. Evenimentele care au mișcat sau care au făcut să se întâmple și alte lucruri după ele, mutările care s-au făcut pe scena politică sau pionii care au picat de pe scena politică în această perioadă, din ianuarie și până pe 29 decembrie 2015, pentru că mai sunt câteva zile și în politică niciodată lucrurile nu sunt încheiate, deși de multe ori așa pare. Analizăm anul 2015, evenimentele anului 2015, în această seară la Dilemele Zilei, cu doi jurnaliști. Ionuț Catrina, editorialist la Gorj Domino, mulțumesc mult pentru prezență și realizator radio. Și colegul nostru, Nicu Covaci, realizator Tele3, mulțumesc și ție, Nicu, pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație și bună seara ție și telespectatorilor noștri. Un an bogat, spuneam, în evenimente și a început anul așa cum o să înceapă și anul viitor, cu niște proteste, cu mișcări de stradă, minerii și energeticienii, dar cei din altă tabără decât cea care va ieși în ianuarie 2016 să protesteze, să picheteze unul din sediile companiei. Ei bine, au fost supărați minerii și energeticienii la vremea aceea, au acuzat administrația complexului energetic Oltenia, condusă de Laurențiu Ciurel, cel care a rezistat în funcție în ciuda unor rezultate economico-financiare ale anului 2014 dezastruoase, în ciuda unor acuze destul de grave care veneau de la muncitori și în ciuda unor acuze la fel de grave care veneau din clasa politică, dar din cealaltă tabără decât PSD-ul, care îl susținea pe domnul manager privat la acea perioadă în scaun. Ei bine, au reușit câte ceva minerii și energeticienii, dar ne amintim și numărul, a fost unul destul de mare, câteva mii au ieșit în repetate rânduri în piață în cursul acestui an. Dar, într-adevăr, este puțin ciudată poziționarea cumva în oglindă a începutului de an 2015 raportat la ce așteptăm să fie în 2016, în primele zile din ianuarie. Dacă anul trecut au ieșit să se revolte cei care erau anti-Ciurel, fostul manager presupus privat al CEO, iată că acum ies cu steaguri și cu arme, culmea, cei care până mai ieri erau percepuți drept sindicaliștii administrației. Privind superficial datele problemei, mai că te pufnește râsul. Adică a fost totul ok, lapte și miere, cât timp la conducerea CEO s-a aflat Laurențiu Ciurel, iar acum subit cei care fac parte din SMEO decid că nu mai este bine și că totul este aiurea. Vor creșteri de salarii, cam neinspirată, zic eu, ieșirea acum. Nu cred că se va solda cu ceva pozitiv pentru ei din partea conducerii interimare a CEO. Nicu? Eu zic că până la urmă aceste mișcări de protest sunt normale, sunt o reflectare a democrației pe care am câștigat-o acum 26 de ani. O democrație nu neapărat construită după preceptele democratice din statele civilizate, ci o democrație, să-i spunem așa, proprie,
cum îi spunea fostul președinte Ion Iliescu, și iată, am măsurat de-a lungul anilor o serie de ieșiri în stradă ale minerilor și energeticienilor începute în anii 90, atunci când se schimbau guverne. Iată că și când minerii erau atât de revoltați și de curajoși, să spunem între ghilimele, încât distrugeau sedii, distrugeau obiective economice, sociale, gări, ajungeau chiar la guvern și efectiv îl extirpau pe fostul premier Petre Roman. Iată, acum mișcările de la, să spunem, anul 2013 încoace au fost unele relativ civilizate, respectabile pentru partea minerească. S-a ieșit la demonstrație, ne amintim de mitingul acela, să spunem, Fluviu din 2013, când s-a demonstrat, să spunem așa, împotriva a ceea ce se întâmpla în sistemul de minerit și energie. Au urmat în 2014 alte proteste care, evident, n-au mișcat nimic, au fost descinderi ale miniștrilor energiei pe la Gorj, care au bătut palma cu liderii, au mai promis, au mai vorbit, cum spune românul, stai că ne mai înțelegem noi, noi promitem, voi ascultați, dar de rezolvat nu rezolvă nimeni. Și a urmat un 2015 început într-o tensiune extrem de înaltă, să-i spunem așa, proteste ale minerilor care au fost în ciclu, să le spunem așa, pe aproximativ 60 și ceva de zile, când în piața prefecturii, în fața sediului, să spunem, diviziei energetice, acolo s-a protestat, s-au făcut memorandumuri, au apărut liderii prin toată mass media și au spus ofurile. Cu toate acestea au urmat disponibilizările promise. Bine, disponibilizările apăreau ceva mai târziu. Puțin mai târziu, să le spunem, și anume începutul lunii mai, când s-au făcut la vremea respectivă se protesta împotriva diminuărilor salariale pe care și, să spunem, directoratul. Faptul că nu s-a crescut o dată cu inflația, era un procent care era prevăzut în niște negocieri de ale lor, față de faptul că anumite clase de salarizare nu erau acordate pentru cei care muncesc direct. Au fost o serie întreagă de dezamăgiri ale oamenilor acestora, dar viața și-a urmat cursul ei și iată că abia acum urmează o altă serie de sindicaliști care se pregătesc, iată, nu terminarea bine cu jumerile, cu porcul, cu astea, cu sărbătorile, și deja au notificat primăria Târgu Jiu că vor să iasă în stradă. Suntem curioși ce vor cere și aceștia ce au cerut. La protestele din februarie anul acesta, 2015, s-a scandat de foarte multe ori împotriva guvernului, împotriva șefului guvernului la vremea respectivă, lui Victor Ponta. Știm că până pe la sfârșitul anului 2014, adică până la alegerile prezidențiale la care a participat și Victor Ponta, nu auzeam scandări împotriva guvernului sau împotriva sa. Au fost, spuneam, câteva mii de oameni în stradă, îi rog pe colegi să ruleze ceva imagini cu acele proteste. Ei bine, s-a scandat, s-a cerut chiar demisia la vremea respectivă, demisia premierului, demisia managerului Laurențiu Ciurel, s-a scandat chiar și împotriva șefului administrației județene, a lui Ion Călinoiu, Ionuț Catrina. Într-adevăr, îmi amintesc momentul respectiv, dar în egală măsură v-aș aminti că în campania din 2014, poate una dintre cele mai ciudate prin prisma rezultatului final, v-aș reaminti, spuneam, de existența unui, nu știu dacă memorandum e termenul potrivit, unei înțelegeri scrise, unui acord în care se vedea foarte clar că liderii acestui sindicat, mă refer la SMEO, liderii SMEO
cu mânuța lor semnau și își îndemnau confrații sindicaliști să susțină ascensiunea politică în funcția de președinte a viitorului candidat Victor Ponta. Am și salvat în format electronic acasă respectiva chestiune. Știu că circula pe net într-o vreme atunci, în perioada respectivă, după care a dispărut. Toată lumea a uitat că o parte a minerilor, culmea, cei care mâine, poimâine, vor protesta în piața din centrul Târgu Jiului, declarau public prin liderii lor de sindicat că îl vor susține pe Victor Ponta în bătălia pentru prezidențiale. Nu mă surprinde faptul că în februarie s-a cerut acea serie întreagă de demisii. Culmea, nu s-a obținut nimic. A fost nevoie de un incident absolut regretabil în momentul colectiv, astfel încât să se producă demisia mult așteptată a lui Victor Ponta. Dar au fost și cei mai mulți oameni ieșiți în stradă la un protest de anul acesta, din 2015, știm începutul anului, pentru că ulterior, într-adevăr, au mai existat câteva episoade, dar numărul s-a diminuat. Bine, de la 7.000, cam asta a fost aproximarea, 7.000 de participanți în februarie, la începutul lui februarie. Ulterior s-a ajuns la 3.000 și un pic de oameni, adică la jumătate. Știți care este problema și cu aceste manifestații? Eu am mai spus-o de vreo 2-3 ori în spațiul public. În momentul în care ai, hai să nu zic 7.000, ai 5.000 de oameni, iar acești 5.000 de oameni sunt determinați, sunt hotărâți să schimbe o chestiune, ai toate șansele, dacă gestionezi cum trebuie efortul conjugat al celor 5.000 de persoane, să schimbe acea problemă. Deci undeva pe parcurs, eforturile celor 5 sau 7.000 sau 8.000 cât ar fi fost în centrul orașului s-au pierdut, s-au dispersat. Cu 8.000 de oameni care strigă la unison aceeași chestiune și dacă o faci în mod repetat, este imposibil să nu schimbi, să nu schimbi lucrurile. De aceea cred că până la urmă s-a încercat, dar pe parcurs protestul a fost mult diluat. Într-adevăr, momentul de care amintiți dumneavoastră este unul memorabil prin prisma numărului mare de persoane. Însă dacă acest efort ar fi fost susținut pe o perioadă de, să spunem, 2 săptămâni, aceeași masă de oameni să fi protestat, eu sunt ferm convins că n-am fi vorbit de îndepărtarea lui Laurențiu Ciurel acum în noiembrie 2015, ci am fi vorbit de acest lucru de la jumătatea lui februarie. Și probabil și alte chestiuni care ar fi decurs din înlăturarea acestuia din fruntea CEO. Așa s-a mai prelungit agonia complexului cu vreo 6-7 luni. Lejer. Nicu, acele proteste de amploare ale minerilor și energeticienilor, crezi că au avut vreun aport la ceea ce avea să se întâmple spre sfârșitul anului, adică demiterea lui Laurențiu Ciurel? Sincer, cred că într-o mare măsură n-au influențat aceste mișcări de protest, pentru că reacțiile care s-au văzut la vremea respectivă pe media, reacțiile din partea guvernului, dar și din partea politicienilor, au fost unele care nu au lăsat să se vadă că ar fi fost, cum spunea unul, zgândărite din țâțâni și le-ar fi tremurat carnea pe ei. La fel, o expresie populară, am permis să o folosesc. Deci, mișcările acelea de protest, având în vedere că exista o putere politică care avea o largă susținere vis-a-vis de complex, nu a făcut în mare măsură să apară o problemă datorită acestor proteste. Să mai spunem, sindicatele erau fărâmițate. Sindicate fărâmițate care Da, era acea s-au perioadă în adunat, da. care se formaseră celelalte sindicate, sindicatele alternative, Da. sindicatele agreate de administrația complexului energetic După Oltenia. spargerea FNMEU-ului, atunci, Exact, era în perioada în care administrația 2013, încerca să-și găsească sau să formeze majoritatea cu care să poarte niște negocieri, de la care negocieri să
reușească să înlăture, să excludă Federația Națională Mine Energie, adică cei care au organizat acele proteste. Și am observat cu toții că această spargere a marelui sindicat al FNMEU-ului n-a făcut decât să slăbească puterea sindicală, pentru că ne amintim cu toții ce însemna o mișcare cu peste 1000 de oameni într-o anumită perioadă, când avea un anumit lider și când acel lider avea, să spunem, priză directă spre conducere și avea și o putere de influență vis-a-vis de ceea ce se întâmpla în acele zone. Am văzut spargerea, diminuarea, e vechiul principiu latinesc, divide et impera, și anume dezbină și stăpânește. Dezbinate fiind, au ieșit oamenii în stradă, n-au reușit să facă mare lucru, s-au produs acele 2000 de disponibilizări de persoane, au urmat apoi, să spunem așa, o perioadă de acalmie, dar să revenim la februarie. Acei oameni n-au făcut decât să strige ofurile și ceea ce s-a reușit și care a fost o reală victorie a lor a fost și anume reînchegarea unui sindicat alternativ la SMEO, care s-a produs, cum știm cu toții, mult mai târziu. Da, a urmat după aceste proteste imediat sau în perioada de pauză, pentru că au fost și niște pauze între acele ieșiri în stradă ale minerilor și energeticienilor, o reținere care a zguduit așa și PSD-ul, pentru că e vorba de un om al PSD-ului ajuns undeva unde foarte mulți, la pensie, unde foarte mulți își doresc să ajungă, da, de unde foarte mulți și-ar dori să ajungă, să iasă la pensie, de unde chiar acest personaj probabil se gândea că o să iasă la pensie. Este vorba de reținerea fostului magistrat, fostului judecător de la Curtea Constituțională, Toni Mihail Greblă, fost senator PSD. Ei bine, au fost niște percheziții la una din proprietățile pe care Toni Mihail Greblă le deținea prin niște intermediari. În cele din urmă a ajuns în spatele gratiilor, reținut, scăpat ulterior, dar scăpat foarte șifonat Ionuț Catrina, Toni Greblă, cel care a fost pe cai mari o perioadă destul de lungă, vreo 20 și ceva de ani. Adică de la Revoluție, când ne amintim, Toni Greblă, dacă nu mă înșel, a fost unul dintre revoluționarii de la Târgu Jiu, revoluționarii din, nu vă înșelați cu absolut din localurile nimic din centrul municipiului Târgu Jiu. Da, în acte domnul în cauză este, nu știu dacă nu mai fi acum, dar era unul dintre cei cu acte în regulă. Revoluționar cu acte în regulă. Ascensiunea dumnealui după momentul 1989 a fost una fulminantă pe un tărâm, pe un teren absolut propice culmilor, dumnealui ajunsese la un, să-i spunem, ultimate level, pentru că să ajungi judecător la CCR nu e la îndemâna oricui. Trebuie să te susțină fie președintele României, care propune unul dintre judecători, fie un partid mare din Parlamentul României. Și știm cu toții că o susținere din partea unui partid pentru o astfel de funcție reprezintă mai mult decât un ajutor imens acordat. În altă ordine de idei, decăderea personajului în cauză verifică ceea ce englezii spun: cu cât ești mai sus cocoțat, cu atât mai puternică ți-e căderea. Cred că în virtutea, să spunem, funcțiilor pe care le-a deținut, să nu uităm că a fost și ceva în diplomație o bună perioadă de timp în nu știu ce țări din Europa, apoi senator, iată, diverse demnități publice, domnul în cauză uitase cam cum este să mai fi și pământean
Și cred că aerul rarefiat pe care îl respiră cei ajuns foarte sus de tot, este principalul motiv al decăderii lor. Cu toate că pare altfel, totuși nimeni nu este mai presus de lege. Iar ceea ce s-a întâmplat în cazul dumnealui a demonstrat încă o dată că există acea lege a balansului, a echilibrului universal. La un moment dat, vrem nu vrem să recunoaștem sau să o admitem, karma există. Tot ceea ce a făcut în viață și nu numai dumnealui, tot ceea ce au făcut acești potentați ai momentului, încă potentați ai momentului, la un moment dat există toate premisele să se întoarcă împotriva lor. Ajungi acolo, probabil te crezi un soi de semizeu, dacă nu chiar zeu cu acte în regulă. Nimic din ceea ce este pământean pentru alte persoane, ție nu ți se poate întâmpla. Tu nu poți fi ascultat la telefon, tu nu poți fi reținut, tu poți să faci de toate. Adică Iată că nu-i o chiar așa. imunitate care este de fapt Divină. un scut A orice. în primul rând, împotriva respectării legii. Pentru că oamenii aceștia au această superimunitate care ține la distanță orice acțiune a unor organe de anchetă, a instanțelor și așa mai departe. Nicu, din punctul tău de vedere, domnul Greblă, s-a vorbit foarte mult și la vremea respectivă, domnul Greblă, care fusese interceptat în alte dosare, într-un dosar al uneia dintre rudele domniei sale. Ruda este un celebru afacerist de etnie romă, care știm a derulat niște afaceri, am aflat asta de la procurori, niște afaceri controversate, încălcând niște embargouri și așa mai departe. Domnul Greblă, în momentul în care suna, în momentul în care vorbea cu anumite persoane, nu conștientiza că deține niște funcții de demnitate. Inițial a fost senator, apoi judecător la Curtea Constituțională. A fost interceptat o perioadă mai lungă. Am văzut în cazul său. Nu conștientiza că are niște responsabilități și că și el este cetățean al acestei țări și trebuie să respecte niște legi, sau s-a gândit la acea superimunitate și s-a gândit dumnealui că nu o să îi se întâmple niciodată nimic, că are pe de o parte imunitatea, pe de altă parte are sprijinul partidului care oricum avea oameni în toate posturile, în toate instituțiile, la toate nivelurile și așa mai departe. Să spunem faptul că domnia sa este unul din greii partidului. Era. Era adevărat unul din greii partidului Pentru că care, acum. să spunem, a pus bazele la Gorj ale celebrului FSN, apoi FDSN, CFSN și așa mai departe. Ca orice revoluționar, nu? Domnia sa a fost primul președinte Consiliul Județean post-revoluționar, apoi Prefect. a fost prefect, apoi a fost atașat la o ambasadă și așa mai departe. Domnia s-a urcat aceste trepte, Și a beneficiind și de o pus carismă politică. unul dintre fiii domniei sale la o altă ambasadă, știm cu foarte multe Aspecte care până la urmă aspecte ce țin de moralitate, sunt pentru că proprii oamenilor politici după 1989, oameni politici care, așa cum spun istoricii, cum spun aici politicii, și-au creat după propriile, să le spunem, dorințe această nouă aureolă politică, această nouă manifestare politică în România, și au crescut treaptă cu treaptă, au fost apropiați de un anumit lider al PSD-ului, acum președinte de onoare, și au putut, să spunem, să-și joace în liniște toți ași care aveau pe masa de joc politic. Și nu, eu n-aș putea să spun dacă
în afară de ce a spus DNA-ul, dacă politicianul în cauză este mai altfel decât alți politicieni sau, să spunem, mult mai pătat. Pentru că am văzut că până la intrarea în priză, să spunem așa, a DNA-ului, în 2014, foarte mulți politicieni păreau pentru muritorii de rând intangibili. Păreau niște figuri emblemă care erau un fel de guru ale politicii în partidul lor, dar și la nivel de politică națională. Ei dădeau ora exactă, ei, să spunem, influențau așezarea pe liste politice, ei stabileau strategii politice, ei aveau, să spunem așa, un pas înainte în ceea ce privește sau un cuvânt, să spunem, în plus în ceea ce privește numirile în funcții, consolidările de cariere politice, să spunem, inițierile de cariere politice. Și atare stând lucrurile, eu îmi permit doar să spun că iată, DNA-ul și-a spus cuvântul, acum vom vedea ce politicieni vor mai fi atinși, să spunem, de acest flagel al legalității și ce, să spunem, ca și titlul mai răscu, ce dâră vor lăsa în politică personajele și personalitățile care au trecut pe la DNA. Eu chiar am un pariu cu o bună prietenă privind măcar o arestare până la finele lui 2015, mă refer până în ultima zi a anului. Teoretic sunt în grafic și am toate șansele să câștig acel pariu, căci am spus că nu se va petrece nimic. Nu vă pot da detalii, dar mi-aș fi dorit să văd măcar o arestare. E vorba de aici, în plan apropiat nou. În plan local. În plan local, evident. Însă suntem așa destul de bine ancorați în harta imaculabilului politic, imaculatului politic, încât să nu fim amenințați de mai știu eu ce chestiune. Dar mai sunt două zile. Poate pierd totuși pariul. Da, însă în această perioadă mai toată lumea se pregătește de concediu, de vacanță, de mini-vacanță, așa că șansele tale sunt unele minime. Au fost atâția ani la dispoziție pentru rețineri, pentru arestări. Cei drept, DNA-ul a descins, a descălecat și în Târgu Jiu, dar a făcut o mică vizită, a plecat și nu s-a mai întors. Este vorba de perchezițiile din luna martie de la primăria municipiului Târgu Jiu și de acasă, de la domnul Florin Cârciumaru, primarul municipiului și președinte al PSD Gorj. Sunt imagini de la acea vreme. Pe 19 mai, pe 19 mai erau aceste percheziții. Ei bine, scurtă vizita domnilor de la DNA s-a încheiat rapid. Între timp, un om de afaceri, un celebru om de afaceri pe care mass media locale îl dădeau ca și denunțător în acest caz, a trecut la cele veșnice, așa că foarte multe interogatorii nu au mai putut face anchetatorii Nicu. Anchetatorii, așa cum am observat, adună probe și atunci când au toate dovezile, să spunem, la purtător, atunci fac mișcările decisive. Acum vom vedea ce va aduce anul 2016 și să punctăm aici că este și un an cu evenimente electorale, cu o încărcătură și o miză deosebită.
după 2012, care a fost, să spunem, un an liniștit, în da, dar lucrările care au fost verificate nu s-au făcut doar în an electoral. Acele lucrări ale căror contracte au fost luate la puricat de procurorii DNA s-au derulat într-o perioadă destul de lungă, în ani de zile. Și știm că aici, la Primăria Municipiului Târgu Jiu, au existat niște actori care deveniseră cunoscuți, adică niște oameni de afaceri pe care presa i-a catalogat drept abonați la banul public, pentru că e vorba de lucrări din banii publici acordate prin Primăria Municipiului Târgu Jiu. Și culmea, unii dintre oamenii de afaceri tot câștigau astfel de lucrări. Este într-adevăr un semn de întrebare, să nu uităm că tot pentru o chestiune relativ asemănătoare a avut loc și descinderea aceea în grup, în haită, cum îmi place mie să-i spun, a mascaților la 8-9 primari, 8 din Gorj, 1 din Dolj, numai devreme de luna trecută, în noiembrie, final de noiembrie. Iată că până la urmă, acolo unde se petrec astfel de abonamente la banii publici, mai devreme sau mai târziu se descălcesc și ițele. Bineînțeles, probabil probatoriul va fi unul, în cazul celui din noiembrie, va fi unul de durată, nu este de aici de acolo lejer să demonstrezi vinovăția unei întregi brețele, pare se din ce a fost acolo, rămâne de văzut ce se va întâmpla. E foarte posibil ca oamenii în sine să fie nevinovați și ce s-a întâmplat în agenda aceea să fie chiar profitul, nu? Existent la fiecare primărie, la fiecare lucrare. Revenind la ceea ce spuneați, să ne amintim că aici în Târgu Jiu au fost o serie întreagă de, să spunem, să le numim evenimente total neplăcute, de la spălarea cu apă a ansamblului până la scandalul legat de avizele obținute pentru renovarea unui obiect de patrimoniu, cum este chiar sediul primăriei. Sunt o grămadă de incidente. Însă, până la urmă, anul se încheie liniștit și lucrurile merg în continuare și, cum bine spunea Nicu, ne pregătim de două ture de alegeri destul de importante pentru viața politică locală și, de ce nu, națională. Credeți, întrebarea este pentru amândoi, că ceea ce vedeam prin luna mai, după jumătatea lunii mai, adică aceste descinderi la frumoasa vilă a iubitului fiu al municipiului Târgu Jiu, primarul Florin Cârciumaru, prin birourile din primărie, acele căutări după niște contracte atribuite unor oameni de afaceri, contracte pentru lucrări care s-au desfășurat din bani publici. Faptul că Florin Cârciumaru la vremea respectivă era suspectat că a acordat unele lucrări omului de afaceri dat ca și denunțător, iar în schimbul acestui efort sau acestui cadou, fiica domnului Florin Cârciumaru primea o vilă la Rânca. Acestea erau, spuneam, suspiciunile în luna mai a anului 2015, pentru că nu există încă definitivată această anchetă. O să vedem cum se va termina. Vor avea ceva efecte în viitorul politic, adică la jumătatea anului 2016, când vor avea loc alegerile locale, domnul Florin Cârciumaru ar putea avea de suferit de pe urma acestui periplu al anchetatorilor la vila domniei sale și prin birourile instituției pe care o păstorește? Ecoule, eu cred că nu. Nu se va întâmpla nimic cu viitorul politic raportat strict la această chestiune. Pentru că și dacă s-ar merge pe repede înainte, timpul este foarte scurt. Nu. Deci eu cred că nu. Pe aceste considerente, nu. Nu se poate întâmpla nimic. Nu văd cum s-ar putea grăbi lucrurile în această speță, astfel încât să se tragă niște concluzii legale. De aceea, nu cred că legat de această problemă se poate întâmpla ceva cu
cu anunțarea sau neanunțarea sau invalidarea candidaturii dumnealui. Cred că totul depinde de el, dacă va dori sau nu să mai candideze. Și cred că va dori. Depinde la ce să candideze, de candidat. Va candida cu siguranță și la prima și la prima și la prima tură de alegeri. Pentru că ce e mână nu-i minciună. Ulterior, până în toamnă, se mai pot întâmpla multe. Da, e o variantă plauzibilă, Nicu. Ecourile descinderilor DNA-ului la primărie și la domnul primar s-au stins la fel de brusc cum au și apărut. Și după cum am observat în memoria colectivă, asaltată cu atât de multe descinderile DNA-ului, cu atât de multe arestări, cu atât de multe dovediri de infracțiuni pe televiziuni vis-a-vis de personaje politice importante, cu atât de multe, să le spunem, implicări în, să le spunem, până la urmă, ale acestor personaje implicări în a-și însuși avuția națională, oamenii au început să devină imuni. Știți cum e în cazul bolilor contagioase. Oamenii, dacă intră în contact, medici sau persoane medicale, intră puțin în contact cu anumite afecțiuni, apoi încep să dezvolte o anumită imunitate dincolo de cea, să spunem, caracteristică neutră. Așa și oamenii. Oamenii, cei mulți, cei votanți, cei care, să spunem, se trezesc dimineața și se duc, dacă mai au servici, la serviciu, uită repede lucrurile acestea. Iarăși politicienii noștri, indiferent că au fost vizitați de DNA sau nu au fost vizitați, cu siguranță și vor veni cu fruntea sus ca să primească sau să nu primească votul oamenilor în campaniile locale și legislativ-parlamentare. Cu siguranță, așa cum spunea și Ionuț Catrina, vom asista la candidaturii în seria celor cu care ne-am obișnuit de ceva vreme și surprizele vor veni abia spre parlamentare. Surprize, spuneam, au tot fost anul acesta. Am tot văzut acțiunea ale DNA-ului, am văzut capete plecate, am văzut capete tăiate, politic vorbind, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Unul dintre cei afectați și a cărui afectare este una irreversibilă este domnul Dan Șova. La un moment dat era Dan Șova... Zis și cel miruit, dacă îmi permite. Și cel miruit, da, că o să vedem imediat niște imagini. Era ministru al marilor proiecte, Dan Șova. Ei bine, s-a cerut mandat, au cerut domnii de la DNA reținerea și arestarea și pentru asta trebuia să solicite și încuviințarea Parlamentului. Numai că îi rog pe colegi să scoată aceste imagini. Vorbim despre Dan Șova acum. Numai că s-au împotrivit domnii colegi de Parlament ai lui Șova și bineînțeles că la asta au contribuit nu doar parlamentarii, ci și mirul. Îi rog pe colegii mei, când dau gata materialul și avem acele imagini, să le putem și vedea. Ionuț Catrina. Ce s-a întâmplat acolo mi s-a părut o glumă atât de proastă. Nu cu mult timp, bine, nu era momentul în care, să spunem, frâiele aparțineau în totalitate lui Liviu Dragnea și nu se anunțase cu atâta emfază că se va respecta, să spunem, orice, sau se vor respecta criteriile de integritate. Dar prima solicitare de încuviințare a arestării lui Dan Șova a fost nevoită să facă testul unui penibil, nici nu știu cum să-l categorisesc, hai să-i spunem grotesc. Înaintea începerii expunerii în apărarea sa, ne amintim cu toții de momentul în care
a fost, domnul în cauză a fost efectiv uns pe frunte cu semnul crucii, cu mir sfințit, spunea colega dumneavoastră de partid, adus de la Ierusalim. Cum bine spuneați, se pare că efectul binefăcător al mirului l-a salvat pe domnul Șova de prima încuvințare a arestării sale, a cercetării și a reținerii preventive. Dar situația momentului a fost una, repet, penibilă. Nu este posibil ca în anul de grație 2015, într-o societate civilizată, într-o societate în care clamăm demnitate, moralitate, să ne pretăm la chestiuni nu depășite, chestiuni ridicole, să implorăm, mi-amintesc cazul unui alt senator, de data aceasta fost liberal, domnul Vosganian, care a și plâns în momentul în care a fost nevoie de încuvințarea sau de acceptul colegilor de a fi cercetat, bineînțeles și dumnealui a scăpat. Iată că vrem, nu vrem să recunoaștem, senatorii și deputații sunt oameni foarte sensibili, sunt oameni credincioși, sunt oameni emotivi, sunt oameni supuși, chiar supuși stresului, cum bine spunea doamna de la UNEP, nu, doamna de la PC, de la ALDE, Cristiana Angel, fostă grevistă a foamei, care spunea că este un stres permanent și de aceea se și justifică aceste măriri pe care și le-au atribuit domniile lor. Revenind, senatorii, deputații sunt niște persoane sensibile, niște persoane emotive, niște persoane foarte ușor de atins la coarda sensibilă de către colegii aflați într-o grea suferință, pentru că nu-i de aici de acolo să ceară DNA-ul arestarea ta, Doamne ferește, se face front comun sau se făcea până mai ieri front comun. Să ne amintim că în primă instanță inclusiv Elena Udrea a fost favorită a Palatului Cotroceni, a trecut cu brio de un astfel de test, ulterior și dumneai, și în cazul dumneai s-a făcut acea, s-a încuvințat arestarea. Revenind la cazul lui Dan Șova, speța pentru care a fost acum, pe finalul anului, reținut și se află în arestul capitalei, este una total diferită față de ceea ce se aștepta aici în plan local. Speța aceasta nu are nicio treabă cu dosarele pentru care, sau în care apare și aici, în virtutea unor reprezentări în instanță, mai mult sau mai puțin existente în cadrul CEO. Ce va fi și aici rămâne de văzut, sunt implicate nume grele, dosarele durează, anchetarea în egală măsură. Da, numai că Dan Șova a scăpat la acea vreme de reținere și arestare, însă au insistat procurorii DNA. De ce? Pentru că mai exista un dosar în care domnul Dan Șova era acuzat că a făcut niște matrapazlăcuri care i-au adus 100.000 de euro șpagă, bineînțeles. Și acele sume de bani le primea de la sau era promisiunea că le-ar fi primit dacă ajuta o firmă prietenă să obțină niște contracte așa cum o obținuse dumnealui la Rovinar și Turceni, dar nu tot aici, ci în județul vecin, în Vâlcea, de la CET Govora. Govora, au fost parafate, perfectate contractele și procurorii susțin că au suficiente dovezi că Dan Șova a intervenit, a făcut trafic de influență pentru sau în favoarea unei firme de asistență juridică. A fost arestat în cele din urmă preventiv. În arest preventiv se află și la momentul la care vorbim Nicu Covaci. Rămâne într-adevăr acel dosar cu Rovinariu și Turceniu, cel în care se solicita reținerea și arestarea și în care sau din care face parte și acest episod pe care îl vedeam cu domnul Dan Șova miruit pe la Senat chiar în ziua în care se supunea votului acea solicitare a Direcției Naționale Anticorupție de încuvințare a reținerii sale.
Nicu. Mi-aș permite să citesc, să spunem, întreg niște paranteze mai largi. Un mare istoric care spunea că după 1989 noi avem politicienii care ne merităm. Noi am creat clasa politică, noi cei care am trăit după 90, noi cei care am votat după 90, Bine, noi. dar noi nu am format niște oameni. Nu noi i-am format, nu noi le-am modelat caracterele, nu noi le-am format deprinderile. Acum să nu ne învinovățim pentru tot ceea ce există în Noi le-am această, dat pentru toți hoții din țara asta. în Că mână o totuși. jucărie, la fiecare dintre ei. O jucărie care era asemenea baghetei magice a zânei bune din poveștile copilăriei noastre. Prima lege, să ne amintim, dragi colegii, care s-a votat în primul parlament post-decembrist, după ce cei care trebuiau să facă Constituția au ieșit pe afară și au aflat ei cam cum stă treaba și evident și întinseseră niște antene economico-politice, între ghilimele să spunem, a fost legea imunității asemeni Constituției franceze. Ei, Dacă ne și amintim, a fost votată pe cu această 100%, lege. toți au ridicat mâna. Dan Da. Marțian era în prezidiu și a aplaudat ca la marile congrese al lui Neanicu Săracu Păi, Plumbuit, tot un fel undeva de la congrese sunt Târgoviște. și acelea în care domnii își aprobă după ce tot ei propun, nu? Ei propun, ei Eu, aprobă, la vremea ca să nu aceea, spun eram ei elev de liceu centrează, și ei dau cu capul. nu prea am înțeles ce, dar apoi, după ceva ani, când am început să citesc mai mult despre politică, mi-am dat seama de ce oamenii aceia, care parte dintre ei s-au dus pe cea lume după 26 de ani, au fost atât de frenetici în a-și vota legea imunității totale, dragii mei. Nu ca acum, legea doar vis-a-vis de afirmațiile politice, de implicări politice și să treacă prin Parlament încuviințarea arestării pentru anumite matrapazlă, cum să le numim. Deci legea imunității totale. Să ne amintim că atunci s-au făcut marile averi. Atunci oamenii politici nu puteau fi, erau intangibili, erau undeva așa aproape deasupra noastră în levitație. Atunci oamenii Bine, politici marile averi s-au făcut și se fac și acum, însă atunci nimeni nu avea treabă cu lumea nu această reacționa. imunitate, Da. pentru că nu știu de câte ori s-a solicitat ridicarea imunității unui Până în parlamentar 92, până anul niciodată. trecut. Între 92 și 96 am studiat, au fost 3 cazuri. Și apoi, după 96, pe domnia, să-i spunem, lui Emil Constantinescu, să spunem, s-a mai dat liber la anumite cercetări, să le spunem, dar nimeni n-a fost trimis pe undeva ca să dea vreo declarație cu Da, subsemnatul. luăm o scurtă pauză de publicitate și continuăm să vedem ce s-a mai întâmplat în acest minunat an 2015, din care au mai rămas câteva zile și sperăm că începe unul mai bun.